Salut! Astăzi mi-a ajuns în sfârșit OBD-ul pe Bluetooth și l-am conectat la aplicația Canzee, ceea ce vedeți acum. Ideea mi-a venit de pe canalul România Electrică. Am văzut că a făcut și el niște teste cu Canzee și cu un OBD. Ce vreau să fac astăzi este să aduc bateria la un state of charge cât mai jos și apoi să o las la încărcat peste noapte ca să vedem cât curent consumăm efectiv ca să încărcăm cât mai mult din baterie. Nu știu dacă o să reușesc să o aduc la zero bateria sau cât mai aproape de zero. Deocamdată mai am 13,6%. Sunt acasă, nu mai plec nicăieri. O să încerc să las mașina cu căldura pornită ca să consume bateria cât mai mult. Acum îmi arată pe Canzee 13,6%, în bord arată 13%. Este un grad în garaj, văd că bateria are 5 grade. Deci o să o las cu căldura pornită ca să consume din baterie și apoi o să revin când o pun la încărcat. Dacă tot încerc să descarc bateria, am dat ventilație pe maxim. Cred că se aude în mașină. Deci viteza la maxim, la 4 și la fel căldura pe maxim și vedem că mașinuța consumă 3,9 kW. Deci cu căldura la maxim. Alți consumatori doar bordul și mediana, vă să zic, ceasul de pe ei. Deci căldura consumă la maxim 4 kW. Mai am 11,1% state of charge usable, energie disponibilă 2,9 kWh și zice că ar trebui să încarc 22,8 până la full. Căldura merge în continuare pe maxim ca să consumăm bateria. Deci dacă trage consumă 4 kW și mai am 2,9 kWh disponibil, în mai puțin de o oră trebuie să fie available energy pe 0. Dacă nu aveți căldură în garaj, porniți Dacia Spring căldura la maxim și lăsați portierele deschise. Am 7% baterie. Canzee mi spune că mai am cam 1,8 kWh disponibil. A apărut și martorul de galben de atenționare că trebuie încărcată și mesajul baterie slabă. Am lăsat de o dată pe 3, o să dau pe 4, dar ca să ne auzim, am lăsat pe 3. Cred că o să duc undeva la 5%. Și apoi să pune la încărcat. Căldura am vrut să fie, să opresc exact la 5% usable state of charge, dar a sărit exact de la 5,1 la 4,9, probabil nu s-au actualizat datele destul de repede. În fine, deci mai avem 1,3 kWh disponibil. Canzee ne spune că ar trebui să încărcăm 25 de kWh până la full, de la 4,9%. Să cer să o pun întâi la 10A, să vedem ce estimare de timp ne dă. Aș pune la 10, dar este deja ora 7 seara și mâine la 7 dimineață să am nevoie de mașină și trebuie să-și filmez. Deci 12 ore, nu știu dacă va fi de ajuns ca să se încarce la 10A. O conectez imediat la 10A și vedem estimarea. Dacă nu este, dacă este mai mare de 12 ore, o să pun la 16A. Revin imediat. Da, conturul de sus 17,87. Să setăm încărcătorul la 10A. Să vedem ce ne estimează mașina.
Ok, 2,2 kW. Să vedem ce zice mașina. Ore 57. Deci mă încadrez. În 12 ore o să o las așa la 10 amperi. Scuze, nu. 11 ore până la 80%, 13 ore jumate până la 100%, deci nu prea mă încadrez. Vă spuneam, trebuie să plec dimineața la 7 și pot să las maxim 12 ore la încărcat, deci o să opresc și o să pun din nou la 16 A, să vedem ce estimare ne dă. Ok, l-am setat la 16 A, a tras 0,047 kWh când era setat la 10. Acum să-l conectăm din nou la 16 A. Verificăm o dată contorul de sus. 17,92. Să vedem. Care este puterea? 3,4 kW. Hai să vedem ce zice mașina. Șase ore până la 80%, 7 ore și 10 până la 100%. Deci o să o las la 16 A. Sper să nu fie probleme să se întrerupă curentul. Noaptea trecută a fost vreo 3 pene de curent din cauza vântului. Și contorul ăsta o să se reseteze. Dar oricum îl avem special de sus pentru o verificare. Mai că nu știu sigur dacă se pornească singură încărcarea, dacă revine curentul după pana. Sper să nu mă trezesc dimineața cu... să am vreo surpriză să nu fie încărcată bateria. O să mai verific o dată înainte să mă culc și să vedem care e statusul. Și apoi ne vedem dimineața să vedem cât curent am consumat ca să încărcăm bateria de la 5%. Un pic și pe canzee. Acum că am pus-o la încărcat la 16 A, se vede ce informații mai găsim pe aici. Ne arată sus charging power 3,5 kW. A ajuns deja la 5,5% state of charge. Da, mare lucru nu vedem aici. Vedem pe aici ceva. Da, la fel 3,5 putere de încărcare, bateria 5%, state of health 99. Vedem ceva pe aici. Da, aplicația asta nu suportă în mod oficial Dacia Spring și nu sunt foarte multe informații disponibile, dar măcar ce ne interesează acum, adică energia disponibilă și cât mai avem până la full canzie, zice că mai avem 24,3 kWh de încărcat până la full. Ok, o să revin cu un update, dacă e cazul. A trecut o oră și am încărcat 15% deja și mai are 5 ore jumătate estimativ. Deci s-a mișcat mult mai repede. Cred că aș fi putut să-l las și la 10 A. Dar de acum nu mai schimb, o las așa la 16 A și vedem dimineața cât a durat. Este ora 11:30 noaptea, deci a trecut puțin peste 4 ore jumate de când am pus-o la încărcat la 16 A
Și mai are 2 ore 20 până la strasătă. Să vedem cât curent a consumat. Deci de la 5 la 66%, 61% din baterie a consumat 16,8 kWh la 4 ore 40. Verificăm și contorul de sus. Ok, vedem dimineață cât curent a consumat încărcarea completă. Până dimineața este 6:20. Am venit să verific mașina și să vedem rezultatele. 7 ore 39, deci a durat încărcarea de la 5% până la full și a consumat 27 de kWh. Vedem și indexul de sus. 45,10. Să trebuie să fac diferența ca să văd dacă e aceeași valoare cu cea de jos. O să decuplez un pic încărcarea. Să vedem ce temperatură ne indică mașina. Google-ul zicea că sunt minus 5 grade. Mașina ne zice că sunt minus 2 grade în garaj. O să pornesc un pic și canzeul, să vedem ce ne spune și el. În principal să vedem temperatura bateriei. Ok, am intrat și pe Kanze. Aici vedem usable state of charge 100%, state of health a rămas 99%, dar temperatura bateriei a crescut la 7 grade. Aseara era la plus 5 grade, acum sunt 7 grade, s-a încălzit din cauza încărcării. Să vedem pe aici alte date. Da, la fel, usable state of charge, văd că consumă, acum am doar bordul aprins și farurile, văd că s-au prins și ne indică un consum de 0,3 kW, adică 300 de W, deci 300 de W consumă mașina, în, să zic așa, în standby și cu farurile aprinse. Voltajul bateriei 304,5, da, range-ul, bine, asta în funcție de ultimul consum, da, deci bateria s-a încălzit peste noapte datorită încărcării, chiar dacă a fost temperatura a fost negativă chiar și în garaj. Ok, aici nimic. Da, cred că doar la charging avem deocamdată informațiile utile. Acum a scăzut la 200 de W consumul. Deci undeva la 200-300 de W este consumul mașinii cu farurile aprinse și cu bordul aprins. Cam acestea au fost rezultatele, deci de la 5 la full a consumat 27 de kWh. Cred că din cauza pierderilor este valoarea așa de mare. Citisem undeva că pierderile se încadrează între 10 și 15%. Sunt pierderi de, în principal, pierderi de transformare între AC și DC. Acestea încheiem episodul de astăzi și ne vedem data viitoare.